Varianta că protestele ce au degenerat în violențe de stradă între unii manifestanți și forțele de ordine în multe zone din țară ar fi rezultatul conspirațiilor din laboratoarele politice ale PSD-ului a fost prezentată astăzi într-o conferință de presă a țărăniștilor gorjeni. Aceste proteste, ele sunt întreținute de către actuala opoziție într-un mod latent, pentru că nu au acea forță foarte mare să jongleze cu bani și cu situații de genul acesta, așa, lumea este foarte nemulțumită. Dar oamenii s-au prins că se încearcă o nouă manevrare a lor în folosul unor oameni politici. Țărăniștii gorjeni văd o conspirație ce a cuprins chiar și serviciile secrete, care deocamdată joacă la două capete, atât cu puterea cât și cu opoziția. În piața universității există foarte mulți oameni de bună credință, există și, așa zici, agitatori de profesie. Înclin să cred că serviciile secrete joacă la două capete în momentul de față. Și o parte dintre ei chiar sprijină această manifestație. Cu toate manifestațiile ce par să nu se mai termine, țărăniștii nu-și pun problema ca președintele Traian Băsescu să-și piardă funcția până la alegerile din noiembrie 2012.